probably introduce myself. You should have seen what I wore. I had a cane and a body hat. I was the king of this old ground. Where there's no such thing as getting out of it. Concurs, nu ți-a păsat de absolut nimic, te-ai bucurat, ai zis, fraților, fiți atenți aici! Aaaa! Ceva de genul. Bravo, felicitări! Mersi. Mulțumim, Raluca! Marius! Te-a plăcut, te-a plăcut, te-a plăcut. Cum te simți, Madalina? Foarte bine. Da? Da, afirmativ. Mie chiar mi s-a părut că ești la concertul tău și deja ne-ai prins aici. Ai zis, dacă tot i-am prins aici, să vezi acum. Ai apăsat pedala la maxim și ai stat acolo. Te-a ajutat și piesa, cred că de-aia ți-ai și ales-o. Ai zis, bă, trebuie să scot cumva nervii ăștia din mine. Îmi place foarte mult piesa asta. Mie îmi place că tu ești foarte calmă după ce ai terminat de cântat acolo pe piesă. Erai gen... Și acum ești... Îmi place foarte mult, afirmativ. Băi, e un lucru să te transforme așa când începi un moment pe scenă, când ai un performance. Sper ca și la a doua piesă să se întâmple un lucru la fel de bun ca acum și totuși acolo să simțim și un pic din sufletul tău, nu doar ce vrei să dai afară din el. Mulțumim, Marius! Eu am fost atent și mi-a plăcut. Ai iubit piesa și eu cred că asta este o calitate foarte importantă. Bă, mersi frumos că ne-ai dăruit o bucățică de suflet de-a tău, că ai încercat, ai transpirat, sper... Și... Nu, păi pentru că asta este, asta este check-out-ul din scenă. Cine nu transpiră, nu ia banii. Corect. Exact. Corect să transpiri, cum transpiră și...